faptul că nu ne putem organiza într-un fel de sindicat, cum există, de exemplu, în America, în Franța, în Germania. Cred că ne dezavantajează destul de mult. Bine, vorbesc germană și de aceea, probabil. Adică mai mult ca sigur. Mă ajută și da, ok, baște, vorbește germana, e bine, e acolo. Mi se întâmplă însă deseori când este o producție străină să fiu tratat mai bine. Dacă este nu mai bine organizat, nu mai mult respect. Salutare, dragi iubitori de teatru și film! Suntem la Actorie Pe Felie cu Mircea Dragoman. Salut! Mulțumesc, Mircea, că ai acceptat invitația mea și mulțumesc că m-ai invitat. Cu drag, noi ne-am mai întâlnit pe la filmări. Pe la filmări și în calitate de actor și tu în calitate de producător, asistent de regie, om bun la toate. Da, așa. Au fost niște experiențe minunate. A fost bine. Interesante. A fost bine, da. Este genul de actorie frugală, dar e meseria. Da. Salut pe această cale și partenerii mei media, pagina de media.ro și Radio 7. Salut Radio 7 și pagina de media.ro. Și pentru că ai ales să vii la Actorie Pe Felie, în continuare vei fi obligat, forțat, să faci niște alegeri. Uite, eu îți prezint aici niște tricouri de la măgar. Sunt tricourile pe care le produc eu. Și tu să-ți alegi unul din ele. Avem aici cu măgar. Un măgar care a mâncat fân din Olanda. Da, direct în Amsterdam. Așa. Aici. E simplu. E, da, declarație de dragoste. Sunt un măgar. Aici pentru cei mai sportivi care merg la sală. Cei cu mușchi. Băieții cu mușchi. Da. La sală trag ca un măgar. Râd ca un măgar. Și râd ca un măgar. Da. O să mă gândesc până la sfârșitul... Sigur, te gândești până la sfârșit și apoi așa, îl alegi. Deocamdată le dăm deoparte. Mircea, povestește-mi cum a fost copilăria ta. Copilăria mea, bun. Sunt din Brașov. Îmi aduc aminte cea mai mare parte a copilăriei de când am mutat în cartierul Tractorul. Sunt născut pe 15 ianuarie. 75, am locuit la început într-o garsonieră cu părinții mei și cu cele două surori, foarte central, aproape de Teatrul Dramatic din Brașov. Ne-am mutat în cartierul Steagul, care acum se numește Astra, și tata fiind inginer la Tractor, am primit locuința la Tractorul și am intrat în această nouă locuință care a fost foarte faină, aveam camera mea, ceea ce este foarte important, cred, la un moment dat pentru copil. Mai frați, surori? Am două surori, una mai mare cu un an și una mai mică cu un an. Mama n-a vrut să învețe de mai multe ori alfabetul, așa că a făcut copiii unul după altul. Deci camera de care povestești a fost un impact, a avut un impact major. Îți dai seama, de la 6 ani, aproape 7 ani, eram singur în cameră. Dar era bine, era bine. Bine, era lângă linia de tren, așa că pe mine mă sperie cu tremurele. A fost un prieten mai de mult, acum câțiva ani, a dormit la, când mai aveam casa aceea, a dormit la mine și s-a trezit dimineața, mi-a zis: băi, am febră musculară. Zic, ce s-a întâmplat? Tot timpul trăgeam picioarele ca câte ce trenul prin cameră. Da. A fost bine, a fost bine. Îți aduce aminte părțile plăcute din copilărie, nu-ți aduce aminte că trebuia să stai la coadă, la cartelă să iei pâine sau cartofi, era operație în Brașov în anii 80. Chiar și acolo în Brașov? În Brașov, cartofi, ceapă și morcov mi-a operație. Câțiva ani a fost chestia asta, dar erau anii în care eram deja băiat mai mare și... Na, cine se duce să stea la coadă? Băiatul. Da, să salut și eu brașovenii, pentru că mai nou cumnatul meu s-a mutat cu familia lui în Brașov, în Cristian. Oh. Și... De fapt mi-ai spus, da. Cunosc mai mulți oameni de acolo și salut pe această cale, dacă se uită. Servus, Brașov. Ne vedem de sărbători. Apropo. Da, da, da. Spune-mi dacă din copilăria ta prevestea ceva că vei alege această meserie. Aș zice că nu. Eu credeam că o să ajung fotbalist. Adică voiam asta, dar semnele erau destul de clare că nu voi ajunge un mare fotbalist. La un moment dat, cred că am 12, 13, 14 ani de acolo, de la 14, 15 ani de fapt. M-a luat antrenorul de o parte și mi-a zis, dacă muncești bine în continuare, că te făcăi serios, vei ajunge un bun jucător de divizia B. Dar ce promiță tău. Da, da, și atunci a fost momentul în care am zis că eu nu mai vreau asta atunci. Da, chiar divizia B nu. Toată că na, se trăia bine și în divizia B. Au angajați oameni din fabrică, aveau niște relații, cunoștințe, bă, nu era pe vremea. Și când a apărut gândul de a te face actor? N-a apărut, am fost obligat. Ai fost obligat să fii obligat, da, da. Sora mea mai mare făcea parte din trupa teatrului a liceului. Am făcut liceul german din Brașov, Johannes Honterus. Și profesoara mea de germană era directoarea liceului, doamna Hannelore Schuller. Și într-una din zile mi-a zis, Dragoman, după o oră, vii cu mine la cancelarii. Și a fost o oră foarte grea. Pentru că mâna nu... Ce-am mai făcut? Se mai întâmpla, mai spărgea în geam, dar nu cuiam, adică... Și m-am dus și la cancelare. Doamna Puchianu, care conduce trupa de teatru, vrea să întrebe la cum de-ai totul să mergi la trupa de teatru. Zice, da, 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 vreau neapărat. Sora mea tot insista să mă duc și eu refuzam. Și atunci m-am dus în amiaza respectivă la trupa de teatru și se făcea un spectacol de Peter Ustinov, Halfway up the tree, pe jumătate în copac, și am primit rolul și acolo am rămas în trupa de teatru. Doamna Carmen Puchianu, trupa se numea Puchis. Deci, Uruguayana, am jucat acolo vreo 3 ani, am fost în Germania, de 2 ani, în Ungaria. Și pe aia mă gândeam că dau la un ATC sau cum se numea pe atunci, cred că era ATF, era Academia de Teatru și Film, în anii 90. Și mă gândeam că o să dau la regie și mă pregătisem puțin. Și tot doamna Puchianu mi-a zis, am aflat că la Timișoara s-a refăcut clasa de limba germană de actorie la universitate, care existase înainte la IATC. Cred că ultima generație a fost prin anii 80, 84, 85, 86. Și pe aia se oprise și a zis, refac, că am nevoie, de ce nu te ești tu acolo? Și m-am pregătit, m-am dus, am dat examen, am intrat. Cum a fost examenul? Păi, în primul rând, m-am dus acolo și m-am înscris. La începutul verii. Și după aia, când a fost perioada de examen, m-am dus, crezând că mă duc pentru o zi. Și mi zic, nu. Deci ai probă de aptitudine, ai probă aia, ai probă scrisă, probă la română scrisă, probă la germană scrisă, probă nu mai știu ce. În total cam o săptămână. Cam o săptămână. La telefon acasă. Mamă, tată, am nevoie de bani, trebuie să stau aici undeva. Și am stat acolo o săptămână și n-aveam haine. Nu sunt cu un loc să cere, dar trebuie să cumpăr. Na, știi cum, merge intimă. Pentru o săptămână ce faci. Și am dat examenul. N-au fost foarte mulți candidați. Nu era nebunia ca la IATC, ATF, un ATC pe acum. Cred că am fost 8 pe 5 locuri, ceva de genul. Sau 9. Și mă rog, am intrat. Povestea la cumnatul meu, soțul surorii mele, erau acasă la ei mei și taică-mi îi spune, azi are proba la canto. Proba asta o să fie fatală. Deci sunt puțin afortunată că mama este profesoară de muzică. Mă rog, a fost. Cu ce simți că te-a ajutat facultatea? Că tu aveai totuși o oareșcare experiență. Da, era experiență mică, experiența de liceu e alta, te lovești oarecum la facultate. În primul rând, am învățat să-mi pun întrebări. Cred că ceea ce trebuie să facă facultatea de teatru sau cursul de teatru trebuie să te ajute să îți pui întrebări, nu să-ți dea răspunsul. Dacă îți dea răspunsul, îi face exact ce face profesorul respectiv. N-ai cum să, adică, dacă el a făcut-o bine, cât de bine poți să o faci cu cât. Dar te învață să-ți pui întrebări, cred eu. Magicul de ce? Da. Făcând în germană, noi aveam acolo, erau tot la 5 întrebări. Ver, o, varum, vi, vizo. Adică cine, unde, cum, de ce. Toate astea erau 5 întrebări. Plus că am avut, cei care am fost în anii aceia la secția germană de la Timișoara, am avut foarte mare noroc. A existat un parteneriat al facultății noastre cu secția de teatru a facultății de muzică Felix Mendelssohn Bartholdy din Leipzig, care era foarte bună și avea un sistem foarte interesant. Îi făceai 2 ani la facultate, iar după aceea erau detașați la studiourile a altor 3 teatre, din Leipzig, din Tresta, din Chemnitz, din Altenburg era. Și acolo lucrau alți 2 ani, era încă sistemul vechi, de 4 ani, la studiourile de teatru de acolo, cu actori de acolo, jucau în cadrul teatrului, roluri mai mari, roluri mai mici, cum se numerea asta. Aveau o producție a lor, a studenților, asigurată, coordonată de regizorul teatrului respectiv și veneau o dată la 3 luni pentru câteva săptămâni de teorie. Deci era sistemul diferit și a fost foarte interesant. Plus că ei lucrau pe module de pe atunci, adică chiar că era organizat pe semestre, te lua pe tine Gabi, se făcea un consiliu și ziceau studentul Gabi este foarte bun la comic, e foarte bun la... dar ne dă la mișcare scenică. Și atunci era repartizat cu un profesor, cu un profesor de mișcare, împreună cu un coleg, 2 colegi, 3 colegi, făceai o scenă în care tu trebuia să lucrezi pe partea asta cel mai mult. Am înțeles. Iar examenul era sub forma a 3 spectacole, la scena cât era 20-30 de minute, 3 spectacole, care erau vizionate numai de către Consiliul Profesoral, următoarele 2 și de public, care intrare liberă, iar tu puteai să pici examenul oricând. Puteai să joci perfect primele 2 și al 3-lea, asta e. Și atunci ori ți se mai dă o șansă, primeai încă o șansă, domnule, încă 2 săptămâni, pregătești tu ceva și vedem, ori se spunea, noi te putem ajuta. Asta e. Și a fost foarte interesant, adică eu am avut acolo bursă de 3 luni și de-aia știu sistemul. Da, e un schimb de experiențe foarte interesant. Deci veneau profesori de acolo și lucrau cu noi și a fost foarte bine și am fost câțiva studenți în ani diferiți care am avut șansa să mergem acolo pentru câte un stagiu ăsta de 3 luni aproximativ în care lucrai cu ei, mergeai și la cursul. Era un profesor de teorie incredibil, avea 80 de ani, cunoscuse personal pe Brecht și pe Piscator. Și studenții acolo se plictiseau, eram înnebunit. Avea niște povestiri despre alt inside, era altfel, inside-ul era altul. Și cum a fost după terminarea facultății? După terminarea facultății, am avut noroc că din timpul facultății am fost angajat la Teatrul German din Timișoara. Pentru că au avut nevoie de actori tineri, pentru că plecau foarte mulți actori, după Revoluție au plecat foarte mulți, a fost un exod așa. Au plecat în Germania. Au plecat în Germania, da. A fost un exod foarte mare și atunci au avut nevoie de actori și eram angajați majoritatea, bine, corp ansamblu sau cum se numește, fără studii, dar jucam. Da, jucam, adică fiind încă student am jucat și pe Trepliev, am jucat și pe Ferdinand din Intrigă și Iubire, am avut ceva. Și atunci am rămas acolo la teatru, până când am zis că, doamnă, gata, mă duc la București să rup cariera în 2 și să... Și am venit la București în 2002. Parcă spui cu părere de rău, așa? Nu o spun cu părere de rău, dar n-a fost chiar marea lovitură, așa, adică a durat câțiva ani până când am reușit să-mi găsesc un drum. Știu că ai multe premiere în această perioadă. Am avut premieră la Teatrul Evreiesc, Lozul cel Mare, o piesă clasică din dramaturgia evrească, montată într-un stil clasic și așa. Și am mai avut și înainte, am jucat și în FNT, am avut o colaborare cu Teatrul German din Timișoara, Teatrul Evreiesc, Sidita se numește ea, deci foarte interesantă, a fost foarte mult. Ai superstiții înainte să intri pe scenă sau înaintea unei premiere? Nu, chestia asta cu pășitul cu dreptul sau șoseta întoarsă sau... N-am chestii din asta, nu... Trebuie să fii pregătit atâta tot. Apropo de pregătire, corpul este instrumentul actorului. Cum ai grijă de el? Sau ai grijă de el? Am grijă de el, bine. A existat o perioadă, mai ales cu pandemia, în care m-am cam delăsat și cam luat în proporții. Și acum am grijă de el și la alimentație puțin, și la mers la sală, mers pe jos, da, trebuie să faci. cei care au voce trebuie să-și îngrijească vocea. Bine, acum am făcut dată un musical cu domnul Marțecu, Estera, și bătarul pe ea și cea. Dar eu aici Jacan, nu știu unde cântați dumneavoastră. Țin minte că la canto aveam un profesor. Eu n-am zis la nicio oră de canto în facultate, absolut niciuna. Începea, te trec. E ok, nu veni. Și bătea mai tare ca să nu mă audă, bătea nea mai, piana mai tare. Dar am profesor de muzică, pian în casă. Unde nu este? Nu știu, gen asta, cum sare, unde se duce. Da. E ciudat, e ciudat. Ce îi sfătuiești pe cei tineri care vor să urmeze drumul acesta sau pe cei care sunt la început de drum? Mi-e frică de întrebarea asta, să știi, că nu sfat. Faceți. Pur și simplu faceți. Încercați să găsiți un drum, încercați. Pe de altă parte știu că la o anumită vârstă trebuie să cauți și să găsești o anumită stabilitate, adică să găsești un loc unde să stai puțin. Am impresia, mi se pare mie, că e bine ca la începutul carierei să intri în multe colective, să așa, dar la un moment dat trebuie să găsești, pentru că se dezvoltă un fel de, cum se spune, de program teatral în interiorul unei trupe, un fel de armonie. Și de-aia, la un moment dat, cred că e bine să fii undeva acolo, să fii mai mult timp cu aceiași oameni și pa să schimbi. Ai simțit vreodată că meseria îți creează probleme în viața personală? Nu. Adică sunt perioade, știi, când la un moment dat te însori, faci copii, mă rog, nu-i faci tu, da. Și tu umărul acolo. Este atunci când familia are nevoie de prezența ta și nu se întâmplă ca prezența ta să nu fie, pentru că ești plecat, orică ai la teatru, orică ai deplasări, ai turnee. Astea sunt, dar dacă te înțelegi cu partenerul și dacă reușești să găsești o chestie comună, funcționează. Soția a fost vreodată geloasă pe o parteneră de scenă? Cred că trebuie să o întrebăm pe ea. Nu e cazul. Care crezi tu că e secretul pentru a fi un actor bun? Secretul pentru un actor bun. Dacă nu ai bucata aia de talent, nu ai, n-ai ce face. Dar dacă nu lucrezi, la fel, s-a dus. Adică trebuie să ai și bucata de la, nu știu, de la genă, de la natură, de oriunde, fiecare poate să-și găsească, dar trebuie să lucrezi. Și cred că acolo te ajută, de fapt, revenind la, cred că la prima sau a doua întrebare, acolo te ajută școala, facultatea, universitatea, să știi cum să cauți drumul. Cred că asta trebuie să te facă. Ai sesizat vreo problemă a Breslei pe care, dacă ai putea, ai schimba-o? Fie că e de ordin moral, fie că e de ordin legal. De ordin moral e greu de spus, dar de ordin legal, faptul că nu putem organiza într-un fel de sindicat, cum există, de exemplu, în America, în Franța, în Germania. Cred că ne dezavantajează destul de mult. La fel, cred că avem o problemă cu felul de organizare al reprezentării noastre în fața agențiilor de casting, în fața clienților. Când spun clienți, mă refer la toată gama de producători și așa mai departe. Cred că avem o problemă la nivelul ăsta. Și cred că avem o problemă și la faptul că sunt mulți actori tineri care vin, care nu-și găsesc multă muncă în interiorul meseriei. Da, pentru că vin atâția actori și teatre sunt. Noi avem impresia că sunt multe, de fapt sunt puține teatre. Sunt orașe destul de mari care nu au teatru. N-ai unde să-i lucrezi cu ei. Industria noastră cinematografică e într-un reviriment, e adevărat, dar totuși produce destul de puțin și cumva se întâmplă să fie tot aceiași oameni. Și atunci acelor care vin din urmă nu le dai șansă. Sau le dai, dar nu tuturor, sunt puțini care reușesc. Sunt foarte mulți care se bat cu pumnul în piept că ajută tinerii, dar nu o fac. Spune-mi dacă pe tine te-a ajutat cineva și te simți cumva dator, sau nu e mult spus dator, dar să zicem că îi mulțumești pentru că te-a ajutat în toată cariera ta. Acum, eu cred că pot să mulțumesc profesorilor pe care i-am avut în facultate. Ei m-au ajutat, ca să spun așa. Profesoara mea de an era Ilico Iacek Zanfirescu, care era în același timp și directoarea teatrului. Și ne-a ținut pe ăștia tineri, ne-a ținut. Ne-am profitat, am jucat. Cum să spun, n-am avut un regizor de film care să zică, domnule, gata, asta este fetișul meu, îl va juca în toate. Am mai jucat. Și am fost uneori preferat, uneori pur și simplu s-a zis, da, îl vreau pe Mircea. Și le mulțumesc celor care m-au dorit. Să zicem că am putea să luăm filmarea asta și să-i o trimitem lui Mircea de când a terminat facultatea. Ce îi spune? Voi fi mult mai curajos. Du-te. Eu am avut câțiva ani în care am stat în expectativă, adică eram angajat. Trebuie să cauți. Trebuie să cauți, mai ales dacă vrei să ieși din zona teatrului, să găsești un loc, să-ți găsești un loc în lumea filmului, a televiziunii, du-te acolo, luptă. Încearcă și independent. Cu toate că, na, experiența mea din ce este numit teatru independent, eu spun teatru particular, nu vreau să supăr, dar independent ești când faci mai din banii tăi, nu când faci din banii publici, bugetari. Păi, uite, eu activez foarte mult în zona teatrului independent și să știi că activăm pe bani proprii. Da, dar sunt alte unități teatrale care depun cereri, au finanțări de la, scap acum, de la strict, ale pe ce? Unități? Nu, de la... de la... AFCN. AFCN. De la AFCN. Și atunci, acolo, mie mi se pare că nu poți să spui că ești independent, pentru că sunt niște bani veniți de la buget. De la jocul de noroc, de unde vin, dar ei sunt niște bani veniți de la buget. Da, sunt, cred că sunt puțini, chiar și acolo. Deci, dar și e foarte bine că se întâmplă. Nu zic că nu, dar nu poți să zici, domnule, sunt independent, am depus un așa și am luat de la AFCN, nu știu ce sumă și am făcut un spectacol independent. N-ai mai făcut independent, ai făcut banii de acolo. Pentru că mie mi se pare că atunci când spui independent, te declari independent de orice ideologie. Că tu nu ești. Nici teatrul bugetar de stat nu este. Și teatrul bugetar de stat are independența lui. Da. Dacă îl faci din banii tăi producția ta, dar ai un teatru independent. Da, sunt multe spectacole, dar să știi că sunt bineveniți acești bani prin AFCN sau prin alte, pentru că, așa cum discutam, sunt mii, probabil. Absolut, și cred că trebuie. Am impresia că forma de organizare care există acum este puțin depășită. S-ar putea să trebuiască să fie schimbată. N-am o soluție. Nu știu soluția. Poate ne uităm în alte țări unde funcționează mai bine. Sau mi se pare că funcționează mai bine, s-ar putea să fie un backlash după aceea, nu știu. Dar există clar o problemă. Îți vin oameni foarte mulți, foarte buni, care după o vreme dispar, pentru că nu pot să trăiască din ceea ce fac. Pe de altă parte, dacă sunt atâtea facultăți care produc pe bandă rulantă, poate că scade și calitatea celor care este acolo. E greu de spus. Ai fost implicat în vreun proiect și acum, după ani, să-ți pară rău că l-ai făcut? Nu. Știi ce? Pentru că nu. Am apărut în diverse proiecte care mie nu-mi plac, pe care nu le urmăresc. La televiziune, de exemplu. Dar nu o să le spun așa, pentru că eu când am fost acolo, am primit niște bani, am mâncat până. Mi se pare urât să scuip acolo unde am mâncat. Da. Nu fac asta. Dar sunt proiecte la care nu mă interesează. Pur și simplu. Nu, dar să zicem că regreți. Nu. N-am avut experiențe neplăcute. Nu pot să spun că am avut experiențe neplăcute. Am avut experiențe neplăcute la castinguri. Aia, da, e cu totul altceva. Mi s-a mai întâmplat să văd că sunt manipulat sau că sunt tratat ușor superior. Pentru castinguri te pregătești într-un anume fel? Dacă ți se dă, cum zice, partitura, textul și ți se spun, nu ți se întâmplă să ai niște indicații, atunci nu ți se spune nimic și te duci acolo din prima. Și nu contează dacă este casting pentru o reclamă sau pentru un film sau pentru un serial de televiziune. Depinde de regizor, cât de repede merge, cât de... Adică am avut experiență foarte bună la castinguri în care, chiar dacă n-am la casting, am simțit că s-a încercat o experiență mai mult decât neplăcută, în care mi s-a părut că sunt carne de tun, adică urât de tot. Încă chemat acolo ca să fiu la număr, adică diferența dintre ce se cerea personajul, cine eram eu, era atât de mare încât iar cel care a dat înaintea mea casting era atât de pregătit exact pe personajul respectiv, exact cu haina respectivă, cu uneltele respective și având și vârsta respectivă, adică era o diferență de vreo 20 de ani între cel care a și luat castingul și mine, dar de ce mai chiar că sunteți pe aceeași tipologie? Are 20 de ani mai mult decât mine, este cu un cap jumate mai mic și aveam părul lung până aici. Iar ea nu avea. Deci, pe dată poate ți se mai întâmplă și să iei un casting și după aia să te duci să semnezi contractul, să te dai 12 ore și să nu se semneze contractul, pentru că clientul final refuză. Mi s-a întâmplat și asta. Mi s-a întâmplat asta, știu, țin minte foarte bine, se întâmpla într-o zi de 15 august. Pentru că ziua să-ți iei mâna. Și era la Brașov, eram la București, fusese aleasă echipa, fusese totul, trebuia să semnăm. Și ne-a ținut acolo, în ședință erau ei, și regizorul și agenția de creație insistau, dar clientul final n-a vrut. Iar reclama respectivă s-a făcut mai târziu, după ceva vreme, în Polonia. Iar regizorul, după aceea, l-a mai întâlnit în altă reclamă, m-a dorit. Era un regizor englez care, când am venit la următoarea reclamă, a zis, da, chemați-l pe Mircea Dragoman. Și am jucat la reclamă. Mie mi se pare că jucăm la reclame, mi se pare că creăm niște personaje. Nu sunt totdeauna cei care se ocupă de drepturile colective, de colectarea lor, nu sunt totdeauna de acord cu asta. Organizațiile respective, știi? Știm foarte bine. Știm foarte bine când se spune că, da, dar acolo era pilot de avion. Nu este o creație. Ei, nu zău. Dar e foarte ciudată treaba asta, pentru că, din ce m-am uitat eu în lege, orice conținut audiovizual produs după un scenariu cu anumite personaje se încadrează clar la... Hai să nu zicem operă de artă, să zicem, să nu fim obraznici că eu, cine știe ce film de festival de premiat la Oscar. Dar are aceleași principii la bază pentru o operă. Tu ești actor, nu ești pilot de avion. Da. Dacă tu acolo ai pilot de avion, înseamnă că ai creat un personaj. Nu ești comentator sportiv, nu ești ce-am mai jucat eu. Apropo de treaba asta, am asistat la o discuție și se spunea unui coleg actor, păi nu ai scos niciun cuvânt, nu ai avut replică. De ce să primești bani de la noi? Și i-am zis, doamnă, să știți că, din punctul meu de vedere, am intrat în discuția lor, nu are nicio legătură dacă un actor are replică sau nu într-o reclamă. Și noi știm foarte bine că poate e cel mai greu pe scenă să existi fără cuvânt. Da. Și a zis, păi dacă nu are replică, nu se consideră că joacă. Zic, doamnă, dumneavoastră, ce părere aveți despre filmele lui Charlie Chaplin? Basta Kidding. Da. Și a zis, acolo e cu totul și cu totul altceva. Zic, de ce că nu are replică? E filmul care a luat acum 10 ani, 15 ani, francez, care a luat Oscarul. Un film mult. Exact. Despre ce vorbim? A luat Oscarul. Acum, recent, adică ca să nu mergem până mai devreme în istorie. Acum, recent. Exact. Despre ce vorbim? Da. Am vorbit de proiectele neplăcute, hai să vorbim și de proiectele plăcute în care tu ai fost implicat. care ți-am întâlnit și cu mare drag. Uite, am filmat anul trecut un film, sper să iasă în curând, care se numește Enescu și a fost, pentru mine a fost un proiect plăcut pentru că este despre Enescu. Și primul film despre Enescu și primul meu mare rol într-un film de cinematograf, așa că abia aștept să iasă. Succes! Să fie, să fie, da. A fost un proiect plin de coincidențe. Actrița care joacă rolul principal feminin este Tonin Prașov. A făcut același liceu. Dacă ți-aduce aminte, acum 10 minute te-am spus că la început am stat într-o gasonieră în centrul orașului. Da. Bunica este în același bloc. Teodora Sandu se numește actrița, Servus Teo. Și Toma Enache se numește regizorul filmului. Îl așteptăm. Cum îl așteptăm și pe Enescu să se întoarcă pe pământ românesc. Cine știe, da, da. Așteptăm să renoveze muzeul Enescu. Am văzut recent că sunt mai probleme acolo. Și vizita și casa lui Enescu din Sinai, care e foarte frumoasă, da. Sau de Atescani. Alte proiecte vrei să ne mai spui? Lucrăm la teatru, avem câteva chestii noi, lucrăm cu... Facem un proiect, ca să zic așa, independent în teatru, cu George Nemeş și cu Andrei Mircole, cu Lorena, Lucian, cu doamna Maia Morgenstein, cu Natalie Ster, cu Mirana Nicolau și cu Andrei Mircole, n-am spus, care va fi un proiect independent în cadrul teatrului, adică ne ocupăm noi de el ca să se dezvolte. La Teatrul Evreiesc. La Teatrul Evreiesc. Am filmat în vară o comedie, regia Letizia Roșculeț, Tati Prime Time, participat și eu în alți mari actori scenei și ecranului. Și astea sunt proiectele deocamdată. Și la ce teatre te pot găsi, te pot vedea oamenii? Deocamdată sunt în continuare la Teatrul Evreiesc, la Teatrul German din Timișoara avem colaborare și sunt și acolo. Cine știe? Poate mai încerc încă o dată în independent, pentru că a fost o experiență mai ciudată. Mai ciudată, mai puțin plăcută. Nu te lăsa, Mircea, insist. Nu încerc de tot continua. Acum nici nu vreau să iau locul celorlalți care poate au nevoie neapărat, dar... Da, nu. Da, da. Nu mă arunc așa să mănânc pâinea altuia. Spune-mi tu dacă ai fi vrut să te întreb ceva anume și nu s-a găsit prin întrebări. Nu știu, nu știu niciodată ce trebuie să fiu întrebat. Nu știu, da. E greu de spus. Cred că trebuie să vorbim în continuare de casting-uri și de filme, pentru că asta e cumva care mă ține așa și... Ai vrea procesul să fie diferit? Aș vrea să fie mai clar, mai transparent, poate. Este un nor. Este un nor. Adică nu s-a întâmplat și la casting pe care nu l-am luat, dar să fiu tratat foarte corect. Mi se întâmplă însă deseori când este o producție străină să fiu tratat mai bine. Dacă este mult mai bine organizat, mult mai mult respect. Ce înseamnă mult mai mult respect? În sensul că este totul mult mai bine organizat, ești tratat bine, ți se oferă șansa corect. Da. Uite, chiar m-am gândit să fac un episod de Actorie pe Felie, unde să invit 4-5 directori de casting. Te rog, frate. Ca să-i întreb ce așteptări au ei de la noi și, pe de altă parte, să le transmit și eu niște chestii pe care noi ni le dorim. Da, toate că cei pe care îi cunosc, pentru că am participat la mai multe casting-uri organizate de ei, mi s-au părut, în general, foarte deschiși. Adică ei doresc asta. Încearcă și tu, vezi. Dar vorbeai de români și străini pe platformă de filmare. Ți s-a întâmplat vreodată să vezi diferențe de a fi tratat dacă în echipă sunt și străini, să zicem, actori străini și actori români? Nu, din potrivă. Am filmat la câteva producții străine, nu imperioase, dar am filmat. A fost, când era echipa străină, a fost totdeauna tratată exact la fel ca ceilalți. Stai puțin, că nu cred că m-am făcut eu bineînțeles. Echipa românească de producție, da? Actori și români și străini. S-a întâmplat și nu a fost diferență. Mie nu mi s-a întâmplat să simt o diferență. Da, mie mi s-a întâmplat să văd cum erau cu străinii lugu și cu românii și zic, păi, dar ce se întâmplă? Păi ce? Păi de ce vorbești așa de frumos cu oamenii ăștia? Bine, sigur, foarte bine că vorbești frumos, dar cu noi ce? Ce, suntem mai jos? Uite, mie nu mi s-a întâmplat asta. Toate producțiile străine în care am jucat, n-au fost multe, sunt vreo 5 sau 6. Erau încă o producție cu echipă românească, clar, dar eram și noi actori, câțiva actori români de obicei, care jucam rolul de străin, nu am jucat niciodată rolul de român. Da. De obicei am fost ofițer SS. Am fost de 3 ori deja. Bine, vorbesc germană și de aceea, probabil. Adică mai mult ca singur. Mă ajută și da, ok, baște, vorbește germana, e bine, e acolo. De ce crezi că m-am angajat la Teatrul Evreiesc? Da. Nu, am fost tratat bine, dar mi s-a întâmplat cel puțin odată să încerce echipa română să mă fenteze puțin. Și am fost luat de către un coleg străin, englez de data asta, care m-a dus cu mâna de mână la producătorul străin și a zis, vezi că, și în acea zi, după câteva ore, producătorul îmi spune, da, am fi rezolvat, nu trebuia să faci asta. Am fi rezolvat. Era vorba de zile de filmare și așa, care brusc s-au lungit și în contract mai apărea. Și când am zis că la engleză îi poftim, ce s-a întâmplat. Asta mi s-a întâmplat, da. Asta mi s-a întâmplat. Să se încerce să fiu puțin pentru. Am înțeles. Dar am filmat iar și în primăvară, am filmat la un serial străin care va apărea în curând, Ofițer SS, și am fost tratat foarte bine. Adică nu... Da, sigur, proiecte și proiecte, oameni și oameni. Nu-mi place să generalizez, nu zic că mereu... Și adevărul e că de obicei la producție străine sunt mai mulți bani. Și atunci, na, este mai ușor. Când sunt mai puțini bani, când trebuie să... Dișmuiești așa, se întâmplă, poate. Zicea cineva, cu bani mulți, poate toată lumea. Dacă ești cu bani puțin, cam așa, cam așa. Dar n-ar. Pe de altă parte, știi, când crezi într-un cadru ăsta străin, parcă e mai bine organizată lumea. Adică, pentru că au și regulile de sindicat și așa. Da, probabil, au altă disciplină. Trebuie făcut, trebuie făcut. Adică mi s-a întâmplat la o filmare, mergeam în județul Giurgiu, pe undeva pe lângă Comana filmam, și ne luam la 5 dimineața de acasă cu mașina și colegii străini care au și filmat mult mai mult la proiectul respectiv, erau luați de la hotel și au întârziat într-o dimineață, pentru că stătuse noaptea puțin mai mult. Și au fost luați, au fost treziți, nu s-a trezit, au fost duși și așa. Au ajuns de fapt în timp, adică nu s-a întreziat cu nimic, dar s-au aliniat. Și actorii cu ceva state de plată, pe care îi găsești pe IMDB, adică așa, s-au dus întâi la regizor și au cerut scuze, s-au dus după aia la producătoare și au cerut scuze, că au zis, ok, it won't happen again. Și au totuși niște actori care, na, nu poți da cum se plimba cu motocicleta cu Brad Pitt, adică n-ai altul. Dar ai întârziat. Da. Asta e profesionalismul, să recunoști când ai greșit. Da. Adică, noi ni s-a întâmplat, noi avem o colaborare cu la Teatrul Evreiesc cu National Folksbiene din Statele Unite, care este un teatru de limbă idiș. Ușor off-Broadway, dar totuși. Și colaborarea constant totdeauna, că ei veneau, în cadrul festivalului nostru, TESFEST, veneau și făceam o producție împreună într-o săptămână. Câțiva actori de acolo, câțiva actori de la noi, se făceau, că era o lectură dedicată, da. Și erau foarte siguri pe ei. Și era asistenta de regie, care era incredibilă, Arlene. Deci, la fix că trebuia să făcea pauza. La fix că trebuia să mergem. Și tot așa s-a întâmplat să întârzie unii. M-am opus să uitat la ei. M-am opus să uitat la ei. Deci noi vă facem regulile voastre, dacă e aici, sunteți aici, sunteți ai mei. Da. Da. Se pare că funcționează și așa. Sigur. Mircea, îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat să vorbim. Mulțumesc eu. Spune-mi dacă te-ai hotărât la tricou. Hai să ne mai uităm o dată la el. Să le mai prezentăm public. Să le mai prezentăm o dată, vor zice oamenii că băi, ai vorbit, ca să-ți arăți tricourile mai mult. Da, normal. Apropo, astea vor fi disponibile și la comenzi, dar deocamdată, fiind la început, mai sunt niște lucruri de pus la punct. Deci ăsta e măgarul cu fânul din Olanda. Da, așa, următorul este, hai că-l prezint și eu câte unul, așa, facem alternativ. Ăsta sunt un măgar. Asta e un mesaj sincer. Nu vreau să-i dau dreptate soției mele. Cu sala. La sală trag ca un măgar și ăsta este râd ca un măgar. Cred că pe ăsta cu sala. Sala. Eu, Mircea, să-l stăpânești sănătos. Nu stă bine, nu? Să-l folosești. Mulțumesc! Un gând pentru cei care ne-au urmărit? Băi, urmează sărbătorile, nu știu când o să apară podcastul, dar să fie bine. Sărbați cum vă place, festivul, Crăciun, în familie, cu prietenii, cu un pahar de vin roșu, cu un pahar de apă, să fie bine. Vor fi sărbătorile, într-adevăr, vor fi niște perioade mai încărcate, ca cu agitație și glicemic, ca să zic așa. Consumați responsabil, cu toate că acest responsabil, știi? Responsabil ăsta consumă responsabil, domnule, eu când vreau să fie responsabil, adică nu, ne jucăm, știi? Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit și până data viitoare, numai bine. Să fie bine.